Asta e ceea ce numim string art. Noi am făcut cunoștință cu Nicoleta Vacaru, cea care stăpânește această artă de mai mulți ani. Eu cred că de mică fac ceva legat cu arta, fiindcă am făcut și școală de pictură și după aceea credeam că am să fiu arhitect și am făcut facultatea de arhitectură de aici. Însă după ce am absolvit, doar mi-am dat seama că vreau să devin artist. Tehnicile clasice le-am folosit pentru început, fiindcă asta era predat în școala de pictură și cumva le rânduiesc string art-ul cu pictura în acril. Pentru mine nu pot să spun că este ceva greu sau complicat. Eu fac asta ca ceva într-atât de simplu, că eu nu pot să explic și să redau ceea ce simt eu și ceea ce fac în momentul creierii. Se ia o placă de lemn, se șlefuiește, se face schița pe hârtie, se pune hârtia pe placă, apoi se bat cuiele în locurile unde este nevoie, adică eu deja știu unde am nevoie ca ele să fie. După aceea se scoate hârtie, se rupe și rămâne doar placa cu cuiele. După asta, deja cu ajutorul ației, scot în evidență umbra, lumina și creez cumva volumul dorit. 50% din lucrări se duc peste hotare și undeva 50% rămân aici în țară. Pe recent am transmis în Portugalia, acum trebuie să transmit în America, în Chicago, Spania, Franța, Italia, Anglia, în Germania am lucrări. Aș vrea să fiu prezentă într-o galerie din Franța, galerie Bartu. Dar pentru asta am mult de lucru și cred că următorii 3 ani probabil cumva să ajung la ceea ce îmi doresc.